una din multele binefaceri oferite de Domnul Iisus Hristos. Apare încă o dată condiția pe care Iisus vrea să o amintească pentru noi, oamenii. Ce cere El? Credință. Convingerea că El poate și chiar ne ajută în nevoile noastre. De multe ori am auzit aceste întrebări. De ce Dumnezeu a făcut cu tare lucru? Sau de ce nu face Dumnezeu și astăzi o minune? E adevărat că poți să te raportezi cu așa atitudine la Dumnezeu, dar nu rezolvi nimic. De fapt, putem vedea faptul că Iisus așează pe umerii omului responsabilitatea. Facă-se după credința ta. Am observat în istorie că deseori oamenii fug de responsabilitate. E mai comod și reconfortant să lași pe alții să decidă și tu doar să beneficiezi de alegerile bune ale altuia. Poate că în alte domenii funcționează, dar nu și în relația cu Dumnezeu. El pune această condiție nenegociabilă să crezi și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui. Fiindcă cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El există și că răsplătește pe cei care îl caută. Nu putem fi copii ai lui Dumnezeu condiționându-L noi pe El. Nu putem fi creștini și în același timp să ne supărăm pe Dumnezeu că nu face cum vrem noi. El promite că face multe lucruri pentru oameni. El chiar face. Dă lumină, aer și apă gratis pentru oameni. Dar Iisus ne spune că o anumită categorie de întâmplări și celelalte lucruri intră în domeniul credinței. E drept că se poate trăi fără credință toată viața. Poți să fii sănătos, poți să muncești și să ai tot ce-ți dorești, dar fără credință vei fi pierdut. Iisus nu a venit în lumea noastră doar ca să ne îmbunătățească partea materială a vieții. El a venit să mântuiască omenirea pierdută. Merită să crezi în Dumnezeu, dar nu doar la nivel declarativ. Și dracii cred că Dumnezeu există. Să crezi în El, să te încrezi în El, să-ți încredințezi viața Lui, să-ți predai viața Lui, e cu mult mai mult decât declarații deșarte. Să reluăm provocarea lui Iisus. Ți se va face după credința ta, nu după credința altuia. Viața ta poate fi atinsă de Dumnezeu în funcție de calitatea credinței pe care o investești în El. Viața ta poate fi schimbată dacă alegi să trăiești cu credință în Dumnezeu. Alege să crezi în El și vei fi schimbat și mântuit.